Județul Constanța a fost împânzit de forțe de poliție, jandarmerie și poliție locală. Peste 500 de forțe de ordine se află în acest moment în tot județul Constanța. Ei verifică actele celor care îndrăznesc să iasă la drum după ora 22. Pentru Constanța News, Adrian Boioglu. Având în vedere situația pe plan mondial și în țări mult mai dezvoltate ca noi, eu zic că sunt foarte utile. Sunteți pregătit cu toate hârtiile, tot ce era nevoie? Noi, da, întreprinderea ne-a fost, da. Eu sunt prima serie, ca să zic așa. Prima serie. Da. Spuneți-mi, toate măsurile astea, credeți că vor contribui pozitiv? Veți vedea o reducere a numărului de cazuri? Cum vi se pare tot ceea ce se întâmplă? În mod normal așa ar trebui, dar având de exemplu Chinei, care e stat comunist, măsurile au fost mult mai dure ca să învingă acest virus. Eu zic că ar trebui și mai dure să fie. Asta unde mergeți acum? La Ovidiu. La în localitatea Ovidiu. Mergeți la muncă sau vă întoarceți? Nu, vin de la muncă. Trebuie de la 100 la 500 de lei pentru respectarea acestor prevederi. Am încercat să ajung înainte de ora. Da, este deschisă. Am încercat să ajung înainte de ora. De ce? Nu mai știți că ar trebui să aveți acea adeverință? Da, o am, dar de la mamă mașina de serviciu. Adică pentru mașina personală nu e valabil. Am înțeles. O să fiți sancționat pentru faptul că nu ați respectat prevederile legii. Ordonanță numărul 2, da? Da, da. Credeți că sunt utile aceste măsuri în perioada asta? Desconvins, nu? Vor contribui la scăderea numărului de persoane, eu știu, infectate sau? Cred, nu știu, cred. În momentul în ce nu mai ești din ce în ce mai puțină pe stradă, se în regulă. Aveți toate hârtiile noastre, tot în regulă? Absolut tot. Nu aveți, toate în regulă. Ne aflăm într-unul dintre punctele de verificare a respectării măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19. Conform prevederilor Ordonanței Militare numărul 2 pe 2020, intervalul orar 6-22 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței sau a gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive: deplasarea în interes profesional, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile, deplasările pentru asistență medicală care nu pot suferi amânare, deplasări din motive justificate și deplasări pe lângă gospodărie sau locuință. De asemenea, este foarte important să rețineți faptul că în intervalul orar 22-6 circulația este permisă doar pentru motivele mai sus amintite. Rămâneți în casă pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur.